Adresându-se recent ministrului Sănătății, Eugen Nicolaescu, senatorul PSD de Giurgiu, Nicolae Bădălău, se declară nemulțumit de condițiile în care se desfășoară activitatea în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Concret, prin intermediul interpelării, Nicolae Bădălău aducea în atenția șefului de la Sănătate că la Giurgiu personalul medical se confruntă cu lipsa unor materiale sanitare și medicamente și că în singura spălătorie din unitatea spitalicească există riscul contaminării cu diverse bacterii. Alte probleme vizate de Bădălău erau referitoare la funcționarea lifturilor și utilizarea computerului tomograf. Prezent astăzi într-o conferință de presă la sediul municipal al liberalilor giurgiuveni, managerul spitalului, doctorul Mihai Petre, a venit cu propria variantă la fiecare din cele patru nemulțumiri ale lui Bădălău. Există două spălătorii. Una mare pentru tot spitalul, în care există trei mașini de spălat, două funcționează perfect, una este defectă de o săptămână și vineri va fi făcută pentru că vin cu rele din Italia, și o mașină de spălat separată, la care se spală separat echipamentul personal sanitar, cum este corect. Mai există o spălătorie la infecțioase și da. Privitor la stocurile de medicamente, materiale sanitare și soluții perfuzabile, Mihai Petre susține că deține documente care vin să argumenteze că la acest capitol, spitalul de la Giurgiu deține materiale ce nici la București nu sunt de găsit. Și în privința utilizării computerului tomograf, managerul giurgiuvean al spitalului afirmă că acesta funcționează corect, iar medicii sunt competenți în emiterea unui diagnostic corect. În ceea ce privește funcționarea lifturilor existente în spitalul de la Giurgiu, doctorul Mihai Petre recunoaște că mai sunt lucruri de rezolvat. Cu lifturile am aici toată documentația. Sigur că unul dintre ele reabilitat are o singură piesă care trebuie să vină de însemnătate. Trei dintre ele funcționează cu prelungirile făcute, efectuate și cu garanția firmei care le are în mentenanță. Sigur că ele trebuie schimbate cu timpul, trebuie reabilitate. Aflat în postura unui pacient, medicul și managerul Spitalului Județean și de Urgență Giurgiu recunoaște că s-ar trata la București, dar că există și secții și medici în unitatea spitalicească giurgiuveană în care, la nevoie, ar avea încredere.